Alegerile se apropie cu pași repezi, iar cei mai mulți dintre tinerii cu drept de vot nu cunosc candidații, nu știu pe care dintre ei să îi voteze, ori nu cunosc rațiunea pentru care ar trebui să meargă la vot. Tocmai pentru a veni în ajutorul lor, câțiva candidați la alegerile europarlamentare s-au reunit la aceeași masă în cadrul dezbaterii de ce să votez. Este nevoie de informare, este nevoie să fie informați în ce fel, de ce, cum, pentru că sunt încă mulți dintre ei care nu știu nici cum și nici de unde să-și ia informațiile. De ce să voteze tinerii pentru Parlamentul European? Și cred că cel mai important motiv pentru care trebuie să voteze este că e un drept al lor de care trebuie să beneficieze, în primul rând, și în al doilea rând, Parlamentul European este de fapt marea familie în care noi suntem și ale căror reguli noi trebuie să le respectăm. Sunt la un eveniment extraordinar în care ne facem cunoscute candidaturile la europarlamentare. Noi avem să transmitem un mesaj important și acesta va fi dus corect mai departe către toate zările, celorlalți oameni, publicului larg, pentru a ști să voteze pe cei mai buni dintre cei mai buni. Dezbaterea a avut rol educațional pentru a ajuta publicul să înțeleagă importanța votului, iar mai apoi înțelegerea felului în care Parlamentul European influențează statul și cetățenii români. Scopul este de a încuraja cetățenii să meargă la vot și de a face acest lucru în mod informat. Astfel, cetățenii, publicul de la această dezbatere va avea ocazia de a adresa el întrebări candidaților la alegeri, scoțând astfel bariera care există de obicei între cetățeni și politicieni. Dezbaterea de ce să votez a fost organizată de către Asociația pentru Dezvoltare Umană Iași. Evenimentul s-a aflat la cea de-a patra ediție.